Bună seara, dragi telespectatori, și bine v-am găsit! Ultima zi a acestei săptămâni, dar o zi cu o semnificație aparte. Este Ziua Poliției Române, spunem și noi la mulți ani tuturor reprezentanților Poliției Române și, în deoseb, celor ai noștri, celor din județul Buzău. La mulți ani, dragilor, să vă faceți meseria cu aceeași plăcere și cu aceeași ardoare ca și până acum. Nu puteam să ratăm o astfel de zi și în această seară am doi invitați aparte care o să vorbească puțin, pe de-o parte, despre activitățile care au avut loc, dar pe de altă parte despre ce înseamnă viața tumultoasă de polițist. În această seară și o să încep cu doamnele, că așa se face, dar alături de mine comisar Mihalache Doinița. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am regăsit! Și l-am lăsat undeva în lateral, că așa și-a exprimat dorința. Domnul Vasile Perșinaru, agent șef în cadrul Poliției Rutieră. Bună seara și bine ați venit! Să rămână și bună seara tuturor telespectatorilor. Bine v-am găsit! Domnul Perșinaru, dumneavoastră, eu v-am spus, nu știu cât vă văd cei de acasă, că la pupitru nu arătați așa impunător, dar sunteți un munte de om și ați venit totuși cu ceva emoții. Trebuie să lăsăm emoțiile la o parte, pentru că este o zi, trebuie să vă simțiți ca de ziua de naștere, da? Este o zi cu semnificații aparte, așa cum spuneam. Vă spun și vouă la mulți ani, da? Pentru că sunteți primii pe care vă văd așa față în față, la mulți ani într-o zi specială. Felicitări pentru tot ceea ce faceți și noastră și colegii. O să pornesc cu doamna Mihalache să întrebăm așa frumos, să lăsăm pe domnul Perșinaru să se destindă, da? Cum a fost organizarea acestei zile și cum a fost ea planificată, cum a decurs? Da, nu întâmplător, la data de 25 martie, începând din anul 2002, Poliția Română sărbătorește Ziua Poliției. De ce spun 25 martie? Pentru că este o dată cu sărbătoarea creștină Buna Vestire. Anul acesta sărbătorim 194 de ani de atestare documentară. Începând de la 1 martie și până în prezent, tot timpul în această perioadă, noi ne-am intensificat activitățile în mijlocul cetățenilor pentru a marca această frumoasă zi a noastră. De 1 martie, colegii mei de la Poliția Rutieră, împreună cu domnul Perșinaru de la Poliția Municipiului Buzău, au fost în mijlocul participanților la trafic, în mijlocul doamnelor, de această dată, pentru a le oferi o floare, un mărțișor și a le sfătui să fie foarte atente în trafic. De-a lungul perioadei au fost desfășurate activități cu caracter preventiv și aș lua-o așa periodic. Prima activitate, v-am spus, a fost de 1 și 8 martie, apoi la școlile la instituțiile de învățământ de pe raza municipiului Buzău, dar și din mediul rural și de pe raza celorlalte orașe din județul Buzău, polițiștii de proximitate alături de polițiștii de ordine publică au fost în mijlocul celor mai mici participanți la trafic, dar și în rândul profesorilor, a adulților, cei care instruiesc elevii și desfășoară procesul educațional pentru a crește nivelul de siguranță în rândul elevilor, dar și pentru a-i sfătui, pentru a recunoaște diferite situații de pericol. Astfel au fost desfășurate, de exemplu, la liceul cu program sportiv, domnul Bița de la Poliția de Proximitate are un proiect foarte frumos pe care îl desfășoară de ani de zile și anul acesta a avut elevul preventiv al lunii martie. A fost un concurs de cultură generală unde mai mulți elevi, în jur de 85 de elevi de la liceul cu program sportiv, au participat la probele teoretice pe care le-a desfășurat domnul polițist la acea unitate de învățământ, iar un elev de clasa 8-a și-a adjudecat anul acesta cupa elevul preventiv. A răspuns foarte bine la întrebările pe care le-a adresat domnul polițist, au avut anumite chestionare, iar elevul preventiv al lunii martie de la liceul sportiv, timp de 2 săptămâni, va informa pe ceilalți colegi asupra măsurilor eficiente de prevenire. Proiectul cu siguranță va continua și în lunile următoare. Un alt proiect foarte interesant a fost la grădinițele din municipiul Buzău, unde polițiștii rutieri au fost în mijlocul celor mai mici, au desfășurat diferite concursuri Știu să fiu în siguranță, dar și alături de patrula școlară, care și cetățenii municipiului Buzău au putut-o vedea în fiecare dimineață,
la școala 15, la școala 11, unde cei mai mici participanți la trafic, sub îndrumarea polițiștilor rutieri, au sfătuit conducătorii auto asupra respectării regulilor de circulație. Este foarte bine să foarte bine să conștientizeze fiecare ce îi se poate întâmpla, nu doar că va fi sancționat de către polițiști. Am mai spus-o în foarte multe emisiuni, trebuie să recunosc și o să fac o discriminare că invitatul meu favorit este domnul Remus Nicula, pentru că dânsul întotdeauna are vorbele la dânsul și este așa un om bun și se vede lucrul ăsta și mereu vorbeam, spuneam despre copii împreună cu domnul Remus că sunt ca niște bureței, așa, dacă te adresezi la vârsta potrivită și le insufli plăcerea asta de a fi corect și de a fi, de a lua atitudine, de a avea spirit civic, cu siguranță și educă la rândul lor părinții până la urmă. Dacă părintele a uitat să fie atent câteodată, copilul o să-l tragă de mânecuță și o să-i atragă atenția până la urmă. E foarte bine că începeți de jos, așa se construiește societatea, nu? Să învățăm să fie educați de la început. Activitatea noastră, să știți că se bazează foarte mult și pe un act de educație, exact ca și în învățământ. Foarte mulți poate au percepția de a spune că polițistul sancționează. Când undeva, e nevoie, când da. E nevoie. Undeva meseria de polițist este asemănătoare cu meseria de profesor, cu meseria de preot. Toate aceste profesii sunt în slujba comunității. Cetățeanului, exact. De ce spun lucrul acesta? Profesorul la școală are posibilitatea de a informa foarte bine elevul, iar atunci când nu cunoaște ceea ce i-a predat, îi pune o notă mai mare sau mai mică. Dar întâi îl informează foarte bine. Clar. Și rolul nostru al polițiștilor este cam același. Desfășurăm activități preventive, îi aducem la cunoștință ce este bine și ce nu este bine să facă, dar nu trebuie luată și o măsură coercitivă, pentru că cam așa se face educația. Corect. Indiferent unde ne-am... Asta știm de la școală. Toți care am luat 2 sau am stat la colț, e clar că am făcut-o pentru că n-am fost suficient de învățați. De pregătiți la un moment exact, dat. Exact, la un moment dat. Și dacă ne-am dorit să nu se mai întâmple asta, cu siguranță în timp am învățat suficient. Cam asta se întâmplă cu poliția. Am spus-o întotdeauna în emisiuni. Nu de frica poliției trebuie să mergi mai încet, nu de frica poliției trebuie Categoric. Să nu agresezi sau să nu faci alte răutăți, să le spun așa pe românește. Trebuie să le faci trebuie să nu le faci din simplu fapt că nu se fac aceste lucruri, că te pun în pericol pe tine și pe ceilalți. Despre asta ar trebui să fie vorba, nu de frica amenzii, de frica poliției. Nu de frica mașinilor autospecialele poliției, care de foarte multe ori cetățenii sesizează faptul că nu sunt la vedere și sunt sancționați pe nedrept. Niciodată un polițist, pe foarte drept, că și dacă un era polițist la vedere... rutier nu aplică o sancțiune dacă conducătorul auto a respectat regulile de circulație. Indiferent dacă e mai ascunsă sau mai la vedere mașina poliției, tu dacă ai mers tare, oricum ai mers tare, despre trebuie asta e vorba. Trebuie să fim conștienți că fiecare suntem acolo ca să ne facem meseria, să ne facem meseria cu dăruire și să respectăm niște norme de conduită civică în societate. Asta este clar. Haideți să-l introducem pe domnul Perșinaru în schemă, așa, pentru că stă acolo și se bucură de faptul că îl lăsăm în pace deocamdată. O să vă rog, domnul Mihalache, să îl introduceți noastră, să ne spuneți până la urmă cum de este invitat domnul Perșinaru. A fost ales să ajungă la emisiune. Da, a devenit deja o tradiție ca în fiecare an de ziua poliției, la nivelul instituției noastre, să fie ales un polițist care s-a remarcat prin merite mai deosebite. După criterii foarte bine stabilite, după o evaluare a activității muncii, anul acesta a fost desemnat ca și polițist de onoare al județului Buzău, domnul Perșinaru Vasile, din cadrul serviciului rutier. Dumnealui are o vastă experiență ca și polițist în spate, atât în structurile de ordine publică, dar și la serviciul rutier. Își desfășoară activitatea, v-am spus, la serviciul rutier, de monitorizare a traficului și control. Adică e genul ăla de polițist de care le e frică celor care nu merg așa cum trebuie, nu? Da. Domnul Perșinaru, ce ați gândit dumneavoastră când ați primit acest pont, așa, că o să fiți polițistul de onoare în acest an? Vă dați seama că pentru orice polițist, nu numai la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Buzău, ci la nivel de țară, a fi polițist de onoare este într-adevăr o onoare. Și
ce pot să vă spun? Cu multă emoție a primit acest premiu. Cu multă premiu, emoție cu multă și emoție. Cu toată emoția asta a venit și în platou aici la TV Buzău. Domnul Perșinaru, de câți ani de zile purtați uniforma asta frumoasă, așa, de a poliției române? Sunt absolvent al școlii de poliție Vasile Lascăr Câmpina, promoția 1993, deci de 23 de ani. Aoleu, aproape mai puneți vreo 2, 3, 5 și ajungeți la vârsta mea cu totul și noastră aveți carieră de atâta timp. Felicitări și foarte mulți ani înainte, să fie toți cu liniște și cu sănătate, că doar așa se așează lucrurile. Vă mulțumim frumos. Ce v-a determinat să intrați în poliție? Ce v-a făcut să vă doriți uniforma asta? Vedeți, noastră, toți când am fost copii am avut un vis. Știți cum, orice copil e întrebat ce vrei ce să te să faci? Devină când va fi mare. Eu asta mi-am dorit să devin. Înainte nu se spunea polițist rutier, la circulație. Da, 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 da. Asta și acum se spune, a rămas zicala. De aceea, acesta a fost visul meu de mic copil și... Nu v-a făcut nimic să vă bateți de la, de da, la gândul da, ăsta, nu? Da. V-au susținut părinții să vă faceți polițist? Bineînțeles, bineînțeles, da, da. Mi-au insuflat toate aspectele astea privind corectitudinea, cinstea și toate mai multe calități pe care trebuie să le aibă un polițist și care de la părinți le-am primit și de la, din școală, de la cei 7 ani de acasă. Cei 7 ani de acasă contează întotdeauna pentru a fi oameni, mai presus de orice carieră ne-am alege. Trebuie să fim oameni și dacă suntem oameni cu un caracter frumos, asta se vede și în meseria pe care o facem, iar la noastră cu siguranță s-a văzut. Vă mai amintiți ce ați simțit când ați absolvit Academia? Nu am absolvit Academia, școala de poliție, școala de... Vasile Lascăr Câmpina. Prima zi de polițist. Am simțit exact, că visul meu începe să se realizeze. Asta am simțit. Visul meu de copil începe să se realizeze. Că vă dați seama, atunci era doar primul pas, începutul meseriei. Și... Apropo de prima zi de polițist, la nivelul inspectoratului există un proiect foarte frumos și tu poți să fii... polițist, meseria perfectă pentru mine. Anul acesta, pentru marcarea Zilei Poliției Române, au fost în vizită, în urma unor chestionare aplicate Liceului Tehnologic Grigore C. Moisil din Buzău, 10 elevi care și-au exprimat dorința, 10 elevi din clasa 12-a, care și-au exprimat dorința de a deveni polițist. Au la îndemână posibilitatea ca peste câteva luni să fie colegii noștri în școlile de învățământ din Ministerul Afacerilor Interne, iar peste 2 sau 3 ani să lucreze alături de noi în această, spun eu, frumoasă meserie. Trebuie să faci meseria de polițist, trebuie să ai o anumită determinare, o anumită dăruire și v-am spus, se aseamnă foarte, orice meserie ai face, trebuie să faci din suflet, să ai acea determinare și dăruire și să muncești frumos. Îți trebuie un anumit spirit de echipă. Nu poți să lucrezi de unul singur în meseria de polițist pentru că nu ai rezultate. Clar. Și atunci dacă ai spiritul de echipă foarte bine dezvoltat și dacă ai o anumită organizare a muncii, cu siguranță rezultatele vor fi foarte frumoase. Domnul Perșinaru, vreau să vă întreb, ce le-ați spune copiilor care se uită la dumneavoastră așa în zilele astea, când a ieșit poliția și a expus armament și a expus motocicletele acelea tehnica după care... Dotare, exact, da. Tehnica și copiii se uită și nu-și mai au ochii și de la uniformă și de la tehnică. Ce le-ați spune celor care sunt mici și își doresc la fel, au visul ăsta de a deveni polițiști? Le-ați spune că e una dintre cele mai frumoase meserii. Asta e părerea mea personală. Și aș îndruma cu toată inima, dacă le place, să se facă polițist. Polițiști. Ar fi foarte frumos să-și urmeze visul mai presus de orice. Toți am fost copii și am avut momente în care ne-am dorit să ajungem ceva. Dacă am ajuns sau n-am ajuns,
Asta a ținut de ambiția pe care am avut-o, cum domnul Perșinaru a avut multă și a ajuns acolo unde și-a dorit. Chiar acum, polițistul de onoare, cred că e titlul suprem pe care ar fi putut să și-l dorească sau și dacă nu l-a dorit, l-a primit pentru că l-a meritat. Foarte mulți însă care nu și-au atins visul din copilărie, cred că întotdeauna s-au întrebat ce-ar fi fost dacă mă făceam eu polițist sau dacă mă făceam eu doctor. Dar vreau să întrebăm și invers, dacă n-ar fi fost poliția, domnul Perșinaru, ce carieră ați fi ales? Ce-ar fi fost domnul Perșinaru astăzi, dacă n-ar fi fost polițistul de onoare? Eu n-am luat niciodată în calcul că dacă n-ar fi fost... Uite, domnul, un om determinat, da? Despre asta e vorba. Trebuie să ai o anumită determinare ca să te faci polițist. Asta mi-a plăcut și asta mi-am dorit să fiu. Ce frumos! Mi se pare foarte frumos să nu gândești niciodată altceva. O să mă gândesc și poate dacă mai vin pe la noastră... Îmi spuneți, da? Foarte, foarte frumos. Vă admir pentru ambiție. Cred că fără ambiție în viață ne plafonăm și nu ajungem niciodată la maximul potențial pe care am putea să-l atingem. Ambiție este tot în viață și de ea ține și corectitudinea noastră, aș putea spune. Sau cel puțin așa mi-închipui. Vreau să vă întreb, domnul Perșinaru, care au fost... primele momente care v-au pus la încercare, să spun așa, momente în care viața de polițist vi s-a părut grea? Da, în primul rând, ca polițist trebuie să fii foarte flexibil din punct de vedere al timpului și familia să-ți înțeleagă... Să se muleze și ei după programul tău de polițist. Tău. Da, da. Sunt convinsă de asta. Vă rog. Eu nu cred că există polițist să spună că viața de polițist s-a părut grea atâta timp cât o face cu plăcere. Nu pot spune că mi s-a părut grea. Greutăți sunt pe peste tot, în fiecare meserie, și la dumneavoastră, și la profesori, și la etc. La noi, aparent, așa văzut din afară, sunt mai multe greutăți. Dar noi care ne lovim de ele în fiecare zi, timp să trecem peste ele și nu le contabilizăm. Ați învățat să le depășiți uneori poate și cu zâmbetul pe buze, nu? Păi... Suntem oameni, înainte de a fi polițiști, suntem oameni, avem emoții, avem așteptări de la fiecare, exact. Și cu siguranță... Și mai presus de orice, așa cum spuneați mai devreme, cred că în spatele fiecăruia aproape există o familie care dă putere. Cum e, domnul Perșinaru? Vă înțeleg, ai dumneavoastră, vă susțin că sunteți poate plecat uneori când ar avea nevoie de dumneavoastră. Poate uneori stau cu teamă pentru viața dumneavoastră sau pentru sănătatea dumneavoastră. Da, să știți că familia în totalitate m-a susținut. S-au învățat în 23 de ani. Vrând, nevrând. A trebuit să învețe. Și nu, n-am avut niciodată niciun fel de discuții de genul acesta. Au fost veșnic acolo pentru dumneavoastră, da? Și când ați întârziat, și când ați plecat de acasă, și când ați venit... Știți că la noi știm când plecăm, dar nu mai știm când ne întoarcem. Polițistul trebuie să fie prezent. Clar. 24 din 24 de ore. Clar, e ca un soi de medic, nu? Care e de gardă, să spunem așa, nu? Cred că așa putem să... Principalul obiectiv al poliției este creșterea gradului de siguranță și atunci, pentru a trăi cetățenii într-un mediu liniștit, poliția trebuie să fie prezentă. Mă uit și mi-amintesc că v-am povestit și vorbeam pe hol înainte să intrăm în emisiune și am zis că îl ascult cu mare drag pe prietenul și colaboratorul meu de emisiuni, Gabriel Hurlup, de la Urmăriri, și îmi povestește că eu are o viață palpitantă și așa este. Și stăteam uneori și mă întrebam că trebuie să ai multă tărie și stăpânire de sine, să dai mereu cu capul de greutăți pe care ți le-ai asumat când ți-ai ales jobul ăsta. Au fost momente, domnul Perșinaru, în care, nu știu, poate v-a fost teamă pentru viața dumneavoastră, în care v-ați simțit în pericol. Am văzut situații extrem de neplăcute în țară. Dumneavoastră veniți dintr-un serviciu al poliției rutiere, acolo unde înainte oamenilor le era teamă cum să nu opresc atunci când îmi face semn poliția să opresc. Astăzi, din păcate, unii nu se tem, domnul Perșinaru. Vedem momente în care agenții sunt, cum s-a întâmplat în București, luați și târâți pe capota mașinii. Nu opresc, sunt opriți cu focuri de armă, sunt beți, sunt agresivi, sunt în toate felurile.
nu mai trăim în lumea sigură în care trăiam acum 15 ani, poate, sau acum 20, când ați intrat în poliție. Astăzi s-au întors puțin lucrurile cu susul în jos, ca să spun așa, și un pic mai nesigur. Ați avut momente în care v-ați temut? Nu mă refer la acea teamă, că sunteți, am spus, un munte de om. Dar poate așa pentru sănătatea dumneavoastră. Pentru mine personal nu m-am temut. Dar, sincer să spun, m-am temut pentru alții. Pentru colegii dumneavoastră? Nu pentru colegi. Pentru cetățeni, pentru... În anumite situații. Au fost diverse situații. Dar eu am considerat că pot să-mi port singur de grijă. Eu însumi ca persoană, da? Da, viața de stradă oferă și anumite pericole din în general. Din ce în ce mai și multe. Și atunci polițiștii sunt foarte bine pregătiți din punctul acesta de vedere și nu mai vorbim, ne reîntoarcem la ceea ce discutam mai devreme, de pe lângă studiile pe care le ai într-un anumit domeniu, trebuie să ținem cont de cei 7 ani de acasă și în rândul cetățenilor, pentru că trebuie să fie și să înțeleagă că omul legii este acolo pentru a face legea și a face ordine și a asigura un trai de conviețuire socială și decent celorlalți. Corect. Fără niște stâlpi care să susțină societatea asta ce se dezintegrează din ce în ce mai mult, cred că ar fi foarte greu ca noi oamenii să ne înțelegem între noi. Pentru că dacă unii avem bun simț și stăm liniștiți, nu suntem violenți, nu suntem, nu știu, nu agresăm și așa mai departe. Alții însă trăiesc doar din chestia asta. Și atunci e nevoie să vină cineva care să stabilească un echilibru între societatea care merge și societatea strâmbă, cum îmi place mie să-i spun. Asta cred că se întâmplă și acolo unde oamenii circulă cu mașina și acolo unde alții se droghează în gangul din fața blocului și așa mai departe. Ce simțiți când opriți oameni care sunt beți la volan și totuși circulă printre oameni, printre ceilalți nevinovați, care dacă ar păți ceva n-ar avea niciun gram de vină? Ce pot să vă spun? În momentul în care oprești o persoană care e sub influența băuturilor alcoolice, îți dai seama că prin asta reușești să aplanezi o stare de pericol. Să protejezi, da, poate, nu știu câți protejezi oameni simpli. Și nu pot spune că e o satisfacție. Nu de frica poliției trebuie să respecte regulile. Oamenii trebuie să respecte regulile pentru că așa au fost ele scrise, ca să fiecare să trăiască normal. Și pentru că normal. Doar cu aceste reguli putem funcționa corect, altfel ar fi un haos între noi. Ce s-ar întâmpla dacă fiecare ar merge beat cu mașina, dacă fiecare s-ar droga unde ar vrea, dacă fiecare ar arunca după celălalt, cum se întâmplă, vedem la știrile de la ora 5, că și-a aruncat un topor în cap. Păi și dacă am face toți așa, unde am ajunge? Trebuie să respectăm niște reguli. Da, cine din nu... din păcate observ în fiecare zi și ați văzut și dumneavoastră în cadrul buletinelor de presă, colegii mei care lucrează în stradă, atât la polițiștii rutieri, cei de ordine publică, sunt cei mai expuși și depistează, identifică în trafic tot felul de persoane care sunt sub influența alcoolului, care sunt într-un conflict, care au săvârșit anumite fapte antisociale și atunci trebuie luate anumite măsuri, astfel încât acestea să nu se mai întâmple. Tocmai despre asta este vorba în jurul nostru, așa cum am spus, trebuie să existe niște oameni care aplică legea atunci când ceilalți nu pricep sau nu vor să o aplice efectiv. Poate sunt oameni care nici nu conștientizează. În mediul rural am auzit cu urechile mele de foarte multe ori oameni care au spus și dacă am băut o bere sau un păhărel de țuică, cred că ați auzit expresia, domnul Perșinaru, ce contează că mă duc din punctul A în punctul B, da? Mă duc de la cârciumă până acasă cu mașina, ce se poate întâmpla? Se pot întâmpla lucruri, întotdeauna se pot întâmpla lucruri. Dar nu trebuie să pună pe seama faptului că mie nu mi se poate întâmpla. Sau că am de parcurs 500 de metri. În aia 500, hazard. Exact, se poate întâmpla ceva nefericit astfel încât să fie un necaz. O să întreb dacă mai avem minuțele în această parte de emisiune sau...
ne mutăm deja în partea a doua. O să mai stăm doar câteva minute și o să întreb dacă organizarea tuturor evenimentelor care au legătură și au avut legătură cu Ziua Poliției a mers ca la carte sau au existat și impedimente, au fost lucruri pe care le-ați amânat sau sucit puțin, să spun așa, pentru că am avut un context aparte zilele acestea. Da, a fost un context aparte și anume în ziua de 24 martie, ieri, când anumite activități care erau organizate de către Poliția Buzoiană au fost amânate și mă refer aici la concursul de gastronomie, Masterchef-ul, care a devenit deja tradiție, Cupa Presei la fotbal, Ziua Porților deschise la Râmnicu Sărat, unde au fost amânate, v-am spus, pentru o altă zi, care se vor... Ziua Porților Deschise la Râmnicu Sărat a fost astăzi, concursul de gastronomie va fi undeva în apropierea sărbătorilor pascale, asta și datorită faptului că Guvernul României a decretat ziua de 24 martie, zi de doliu național, în memoria victimelor de la Bruxelles. Un context politic și social care nu este de neglijat, nu suntem de piatră niciunii, chiar dacă toate s-au organizat ca la carte și ne doream foarte mult să fie respectată tradiția ca în fiecare an, nu poți să ți respecti gătitul și petrecerea într-o zi în care alții își plâng morții, pentru că faceți parte dintr-un serviciu menit să fie în slujba cetățeanului și scopul vostru suprem non-stop cred că este să-l sprijiniți pe cetățean. Vreau să vă întreb ce ați simțit atunci când în ultima vreme de un an de zile avem atentate peste tot în lume, iar oamenii legii încearcă să facă tot posibil să-i salveze pe oameni și totuși se confruntă cu astfel de situații. V-ați întrebat vreodată cum ar fi fost? De fapt, am avut și noi colectivul nostru și am simțit toți pe pielea noastră ce înseamnă un dezastru. V-ați întrebat cum ar fi ca România să treacă printr-un astfel de episod? Da, nici nu aș vrea să-mi pun un astfel, n-aș vrea să-mi pun astfel de întrebări. Fiecare în viața noastră am pierdut persoane dragi și știm ce înseamnă lucrul acesta. Eu sper din suflet că ca România să nu treacă prin așa ceva. Păcat și de tinerii care au murit atunci la colectiv, păcat de persoanele care au murit acum la Bruxelles, mă refer și la Franța anul și trecut. Și Franța și Bruxelles și așa mai departe. O Europa zguduită din temelii și o Românie care încă e protejată, e undeva deoparte. Sper să fie și așa pe parcurs protejată. Da. Asta mă refer și din punct de vedere. Poporul român este un popor creștin și poate cu, și cu ajutorul... Poate avem o energie bună care ne ferește de... o energie pozitivă care ne ferește de pericole. Ne ferește de pericole. Haideți să luăm o scurtă pauză de publicitate, o să revenim în partea a doua și atunci o să îl provocăm pe domnul Perșinaru să ne povestească de unde până unde titlul de polițistul de onoare trebuie să fi făcut dânsul ceva aparte așa în ultima vreme încât să fi primit acest titlu. Vă rog să nu fugiți prea departe, ne întoarcem după câteva minute de publicitate, rămâneți alături de noi! Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru că era cazul. Nu vrem să pierdem nici măcar un minuțel. Am doi invitații de onoare în seara asta, cu ocazia Zilei Poliției Române, și anume lângă mine doamna Mihalache Doinița, comisar și agent șef în cadrul Poliției Rutiere, domnul Perșinaru Vasile. Invitații mei de onoare povestesc despre ce înseamnă viața de polițist, până la urmă. Niște oameni ca și noi, cu suflet mare, îmbrăcați în uniformele astea frumoase și uneori ne ducem cu gândul de parcă ați fi robot.
roboței, așa așteptăm de la voi să faceți ordine, să faceți liniște, să fiți foarte integri și asta se și întâmplă. Cred că toți cei care vă privesc se uită și se întreabă cum e omul din spatele uniformei, că și la medici ne întrebăm asta, de unde atâta suflet, de unde atâta răbdare, cam asta se întâmplă și cu polițistul. Dar domnul Perșinaru Vasile, agent șef la Poliția Rutieră, este și polițistul de onoare. Asta este esența lucrurilor, de-aia l-am invitat în seara asta aici la emisiune și o să-l provocăm să ne și spună. Ce s-o fi întâmplat așa aparte de ați fost numit polițist de onoare, domnul Perșinaru? Ați făcut dumneavoastră o faptă mai bună și mai mărață decât celelalte, sunt convinsă. Aș vrea prima dată să specific, vă rog, pe lângă calitatea pe care ați menționat-o dumneavoastră, chiar acum la început, suntem integri, chiar trebuie ca am și polițist... Chiar sunteți, nu? Da, hai ca și polițist trebuie esențial să fie integru, pentru că altfel nu ai ce să cauți într-o astfel există de structură. Există o instituție care verifică treaba asta, cine nu e integru, părăsește da, sistemul, da, da, ca peste tot. Iar pe lângă atribuțiile care revin fiecărui coleg polițist, fie că lucrează, v-am spus, în structuri operative sau în structuri de suport, ca să fii polițist de onoare al județului Buzău, trebuie să faci ceva mai aparte. Trebuie să ai spiritul civic foarte bine dezvoltat, iar domnul Perșinaru prin lucrul acesta s-a făcut remarcat anul acesta. Astă iarnă, când tot județul Buzău era sub cod portocaliu și noi știm o parte din județul Buzău se află în zona, în de, zona de câmpie, unde viscolul este foarte puternic, domnul Perșinaru se afla la datorie și poate să vă povestească cum a salvat mai multe persoane care aveau nevoie de ajutor în acele momente. Iarna care a trecut peste noi a fost una mai ușoară decât celelalte ierni. În fiecare iarnă am avut situații în care ne-am întrebat dacă toți cei prinși de iarnă pe șosele, fără aprovizionare acasă, vor trece cu bine peste aceste zile. Și întotdeauna ne-am întrebat cine va fi acolo pentru cei care au nevoie. De data asta am în platou un om care a fost acolo fix când trebuia. Cum s-a întâmplat? Cum a fost toată povestea asta, domnul Perșinaru? Sunt instituite filtre rutiere, dumneavoastră știți foarte bine, înainte de avertizările meteo, la noi este o muncă asiduă în spate, atunci când vin acele coduri portocalii, unde toți polițiștii sunt la datorie, pentru a-și face treaba foarte bine, astfel încât cetățenii să nu fie puși în situații de pericol. Exact. Scopul nostru acela este de a salva și de a ajuta pe cei aflați la nevoie. Vă rog, domnul Perșinaru. Când a fost viscolul, deci județul era sub cod portocaliu, unde desfășuram activitatea pe DN2B Buzău-Brăila cu autospeciala de poliție. Adică unde era cel mai rău, domnul Perșinaru, da? Da, cu alte cuvinte. Da. Mai sunt încă două. Unde drumul care se închide foarte repede. Da. Și având în vedere un apel pe 112, s-a primit la dispeceratul unității de la niște persoane care au rămas pe undeva între localitățile Mânzu și Poșta Cilibia. Fiind de serviciu pe acel sector de drum, am plecat cu autospeciala de poliție și am găsit în apropiere de Mânzu, în șanțul lateral dreapta al direcției de mers Buzău-Brăila, un microbuz aproape răsturnat, ca să spun așa, era înclinat pe marginea șanțului, jumătate în șanț, jumătate pe acostament, și în acel microbuz se aflau două persoane, o femeie în vârstă și un bărbat de aproximativ 20-25 de ani. Motorul nu funcționa, viscolul era foarte puternic. I-am luat în mașină, am luat legătura cu cei de la drumuri și am primit o lamă în față și am reușit să-i aduc până aici, până la Petrom, la stația Petrom, în bariera Brăile. Am făcut comandă la un taxi și au mers oamenii unde s-au cazat. Preluați de autorități, da, pentru a le oferi un adăpost. Erau de undeva din județul Brăila. Brăila, da.
Ce au spus când ați ajuns la microbus și i-ați găsit până la urmă? Pentru că ei așteptau pe acel cineva care să-i salveze. Ce a spus doamna mai în vârstă când ați ajuns la dânsa? Știți cum reacționează persoanele mai în vârstă, că femeia avea lacrimi în ochi. Frig, geamuri înghețate, nu se vedea nimic, viscol. Când îți deschide cineva ușa și spune, haide... Aia aștepți, pentru aia mai ai speranța, nu? Dumneavoastră, ce ați simțit când ați ajuns la ei și știați că veți reuși și să-i scoateți de acolo? Pentru că dacă ați avut ambiția asta să vă duceți și să-i luați, cred că aveați toată ambiția să-i scoateți cumva de acolo. Păi de-aia am și mers acolo și eu cred că orice coleg de-al meu la fel ar fi procedat. Și spiritul ăsta civic, în primul și în primul rând, să știți că și noi polițiștii tot oameni suntem. Nu... Păi tocmai. Putea mergi, să fie oricine acolo. În unele situații mergi ca om, nu ca polițist. Nu te gândești că ești polițist, te duci ca om. Că viața e mai presus de toate și dacă poți să faci un bine, îl faci cu mare plăcere. Când i-ați adus până spre civilizație, unde nu mai era pericolul atât de mare și știați că vor merge clar către autorități, vor fi găzduiți undeva unde să se dezghețe, ca să spun așa, și știați că sunt pe mâini bune. Ce ați simțit când ați terminat? Gata, i-ați predat și totul a fost bine. Ați avut emoții că nu veți ajunge la Buzău cu ei în condiții bune? Era totuși viscol cu care nu prea ne putem pune întotdeauna. Emoții nu pot spune că n-am avut, dar la noi lași emoțiile deoparte și știi că trebuie să mergi. Că dacă nu mergem noi, n-are cine să meargă. Omul, în general, când vede pe cineva în uniformă, așteaptă de la el ajutor. Cumva și e și normal, pentru că ne raportăm la dumneavoastră. Și atunci te debarasezi de toate, de emoții, de frică, de ce mai are fiecare care are. Există frici? Există momente în care și polițiștii au frici, se tem? Mi-a zis ceva drăguț înainte de emisiune, că de dentist și de... și de dumneavoastră. Și de mine. Și eu v-am zis că dumneavoastră aveți aproape 2 metri și 1 metru jumate. N-am cum să mă impun și să fiu rea cât să vă fie teamă de mine, nici pe departe. Și nici de dentist nu trebuie să vă fie. Referitor la ce m-ați întrebat dumneavoastră, nu, frică nu cred că există la un polițist. Măsuri de precauție și a fiecare. Sunt necesare până la urmă. Dar frică nu cred. Pentru că altfel nu s-ar mai fi făcut polițist. Nu ne legăm la cap cu astfel de meserii dacă avem frici, dar temeri ușoare cred că există în sufletul fiecăruia. Vreau să vă întreb dacă anii trecuți, care au adus viscole și ierni mult mai grele, v-au fost dificile, adică și atunci, în anii trecuți, ați întâmpinat sau ați participat la astfel de misiuni. Erați călit, cred eu, anul ăsta, nu? Eu am lucrat o bună parte din timp la formațiunea poliției rutiere de la Pogoanele. Unde și acolo e unde tot la fel. Erați în câmp, domnul Perșinaru. Și chiar și anul trecut. Chiar și anul trecut au fost probleme tot pe DN2B și tot s-a nimerit să fiu tot eu de servici, când a rămas o autoutilitară, un Vito pe calea ferată, chiar între bariere la Bălhacu. Asta a curat ghinion. Dar astea sunt, așa-i pe viscol. Așa-i pe Iarna viscol, cavara, așa-i la știți? Câmp, nici la munte nu e ușor, ca să nu spunem că celor de la muntele e mai ușor când e iarna grea, dar parcă nu ia stupă în casă așa cum se întâmplă la câmp. Ultimele ierni de la Buzău ne-au lăsat puțin să respirăm, așa cel puțin anul ăsta a fost. Dacă e să facem o glumă, vă spun cu toată sinceritatea, mie nu vine să cred că a trecut iarna și n-am avut vreo situație din aia super, super dificilă. Eu încă mă întreb, așa, cum s-a întâmplat de am scăpat anul ăsta? Poate că așa a fost să fie, să ne lase, să ne revenim puțin după alte ierni.
Făcând o paranteză, în fiecare iarnă sunt convinsă că au fost polițiști și oameni din inspectoratul de poliție care s-au remarcat prin acțiuni speciale. Iernile sunt momente foarte grele pentru polițiști care pleacă, dar nu știu când să mai întorc acasă, așa cum spunea domnul Perșinar, așa este? Cu siguranță, v-am spus, sunt instituite acele filtre unde polițiștii noștri, 24 din 24, sunt la datorie. Pe lângă faptul că salvăm viața unui om aflat în pericol, desfășurăm și diferite activități umanitare. Dacă vă aduceți aminte, acum un an, acum 2 ani, când polițiștii noștri de la Serviciul de Acțiuni Speciale, din structurile de ordine publică, din resurse proprii, au venit în sprijinul cetățenilor din zona de câmpie cu alimente, cu produse de îmbrăcăminte. Oamenii de dincolo de uniformă, exact cum spunea domnul Perșinar mai devreme. Și i-au ajutat și cu forțele proprii, i-au ajutat să dezăpezească locuințele pentru că erau înămeții foarte, foarte mari. Nu este o viață ușoară, nu este una simplă, sunteți extrem de expuși tot timpul și asta, pe de-o parte, va duce aprecierea oamenilor pentru că sunteți în mijlocul oamenilor, sunteți mai mult decât vizibili, dar vă poate atrage și diverse momente în care sunteți preexpuși. E bine să fim expuși, dar sunteți preexpuși la un moment dat. Vreau să vă întreb ce ar trebui să-i motiveze pe tinerii care sunt acum pe băncile școlii și care de foarte multe ori n-au parcă nicio dorință așa de a se mai face nimic, cum spunea domnul Perșinaru, că și-a dorit să fie polițist încă de mic. Astăzi avem copii care au 10-15 ani și n-au nicio idee despre ce ar vrea să se facă. Ce ar trebui să-i motiveze? Pentru că la un moment dat o să fie ca la medici, nu o să vrea nimeni să mai facă nici polițist. Medic nu mai vrea, de-aia nu mai vrea, de-aia nu mai vrea, toată lumea cam vrea să stea acasă. Totul vine din suflet, trebuie să pună pasiune și dăruire în ceea ce face. Este o meserie frumoasă, cum am spus, fiecare meserie este frumoasă, având specificul ei, indiferent unde lucrezi. Este o uniformă care impune un anumit respect, așa în este. Primul rând, și este un loc de muncă, spun eu, nu sigur, mai sigur, față de alte domenii din perioada asta. Și ar trebui să se facă polițiști pentru că noi avem nevoie de ei. Exact asta mă gândeam. Trebuie să vină cineva cu o forță proaspete și din urmă, pentru că la un moment dat orice om care servește comunitatea ani de zile are nevoie de un pic de repaus. Stăteam și mă gândeam așa că tot ceea ce faceți voi e destul de extenuant și mă refer la cei care au activități în teren în anumite perioade. Nu o să spunem acum că zilnic curge transpirația pe chipurile tuturor. Trebuie să ai rezistență și la stres. Că Exact. Sunt activități și de birou, sunt activități și de teren. Nu o să spunem că suntem ca niște din trupele antitero ne parașutăm în fiecare zi din elicopter și avem acțiuni speciale, dar există momente în care munca este destul de stresantă. Domnul Perșinaru, când nu sunteți polițist cu uniformă, ce vă relaxează? Spuneți-mi un hobby. Unii pescuiesc, alții joacă tenis, alții cresc pisici, nu știu, ca să se relaxeze. Ce vă relaxează? În ce vă găsiți liniștea la finalul orelor de program? Păi la finalul orelor de program, ca fiecare om merge acasă. Merg acasă și la familie mă regăsesc liniștea. Stăteam și mă gândeam că de fiecare dată când întrebi un invitat cu o muncă din asta stresantă, fiecare și-a găsit câte un hobby din asta ciudățel, așa, ca să relaxeze. Ba și-a luat o pisică, ba un câine, ba pescuiește, ba nu știu ce face, sculptează și așa mai departe. Și aștepta de la domnul Perșinaru, care este foarte impunător așa ca statură, să vină să spună că face, nu știu, are un hobby așa minuțios și de migală. E foarte important că vă găsiți liniștea acasă, așa cum spuneam mai devreme. Puterea cam de acolo vine, sunt convinsă, pentru toți cei care au astfel de acțiuni. Vreau să vă întreb, domnul Perșinaru, pe lângă toți cei pe care îi opriți și îi amendați că nu sunt prea cuminți, să spun așa, vă amintiți care au fost poate cele mai amuzante scuze pe care le-au avut șoferii când au fost opriți și poate băuseră un paharel în plus și erau bine dispuși, nu erau de aia răutăcioși, așa. Că ei au fel de fel de scuze în astea ciudățele pe care fiind întregi nici dânsii nu le-ar crede. Asta este clar.
Sunt fel de fel de minunățit, ca să spun așa, care le pot invoca. Dar momentan nu îmi vine niciuna în minte. Nu vă amintiți nimic care să merite, mai nu? Mai haios așa. Da? Și care să poată fi și spus pe post, că am mai auzit că primiți fel de fel de explicații sau cred că mai sunt și momente în care primiți vorba de asta de duh, așa, nu? Polițistul așa e unul dintre cei mai înjurați oameni din comunitate, de foarte multe ori, din păcate. Am văzut cu ochii mei oameni care nu erau foarte mulțumiți de faptul că au fost opriți și nu s-au obținut din a zice câteva vorbe de duh. Cred că munca asta de teren a polițistului oferă și satisfacții și momente dificile, dar și ceva amuzament câteodată, așa este? Da, da, da. Sunt fel de fel de cazuri, întâlnim fel de fel de persoane, vă dați seama că știți și noastră, a lucra cu omul e una dintre cele mai dificile meserii. E o minune a lumii, dacă îmi dați voie să spun, da? Să lucrăm cu oamenii e o minune. Noi, prin natura meserii, lucrăm cu tot felul de persoane, cu toate categoriile, cu toate păturile sociale și trebuie să te adaptezi, să poți să porți o conversație, un dialog cu persoana respectivă. Să... Au fost oameni care, nu știu, opriți fiind, le-ați explicat, domnule, uite, asta e o amendă pentru că și pentru că. Și n-au înțeles ce voiați să spuneți. Poate prea chercheliți, poate n-au trecut prea mult pe la școală, că sunt oameni și oameni. Să știți că, după părerea mea personală, marea majoritate au înțeles, dar n-au vrut să înțeleagă. S-au făcut că nu înțeleg. Vor să înțeleagă. Nu vor ei să înțeleagă. Nu că n-au înțeles. Au înțeles. Toți înțeleg. Au la dispoziție să conteste. Da, au 15 zile să înțeleagă dacă citesc procesul verbal și în 15 zile... Îl citesc multe pe de rost. La dispoziție, îl învață, da, pe de rost și cu siguranță dacă vor să conteste, îl conteste. Dar dacă îl înțeleg foarte bine și să uită și la ce au făcut, cu siguranță n-ar trebui să conteste chestia asta. Nu, așa cum v-am spus înainte de emisiune, nu îmi doream să fie o emisiune despre statistici. Despre statistici eu chem pe domnul Colăcel, chem pe domnul Nicula, chem eu pe cineva și vine cu statistica și vorbește despre tot ce înseamnă amenzi și așa mai departe. Viața asta de polițist însă, într-o zi aparte, că asta trebuie să fie despre altceva. Pentru că un domn foarte serios ne-a spus de ce ar trebui să vină copiii și să aleagă această meserie. Dar de ce ar trebui o femeie totuși să-și aleagă să intre în lumea asta care este predominant a bărbaților? Este o meserie frumoasă, în primul rând. Îi oferă foarte multe, satisfacții a muncii, dacă v-am spus o faci din suflet ceea ce faci. Impune foarte mult respect și știi foarte bine, lucrând aici, să-ți organizezi munca și dincolo de aparenții. Te adică, face să fii extrem de, da, de bine organizat. De bine organizat și după ce ai terminat cele 8 ore de program. Adică o anumită disciplină, o anumită conduită în societate te disciplinează într-un fel așa și te face mai responsabil. Așadar, dacă vrei să fii un om foarte vertical toată viața, cred că e meseria o meserie perfectă, potrivită, nu? Da, meseria perfectă. Domnul Perișinar, vreau să vă întreb, privind la ce se întâmplă în jurul nostru, cu o mică deteriorare... Mă, și aveți un băiat polițist? Nu, nu, nu. Eu am două fete. Două fete? Și cele două fete s-au gândit vreodată să aleagă meseria de polițiste? Sau le-ați fi văzut în post... V-ați fi lăsat fetele cu toată dragostea și grija de tată? Le-ați fi lăsat să se facă polițiste știind ce înseamnă munca asta? Una dintre fetele mele nu poate să mai facă polițistă, că e prea mare, și-a ales, nu? Deja meseria. Și cealaltă e prea mică, deocamdată nu... Are timp să se gândească. Timp să, gândească. Să vă trăiască amândouă, mulțumim, să fie sănătoasă. Și... Ce-a ales fata care și-a ales deja? Pentru ce a optat? Tot prin domeniul ăsta, e studentă la Universitatea de Stat la București, la drept. Păi vedeți, da. Fata vine cu legea și tata o aplică, da? Da. E o muncă de familie. Nu neg faptul că mi-am dorit ca să urmeze cursurile Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza, dar a avut alte opțiuni. A avut alte opțiuni și
Cât mă vedeți pe mine de mare, așa pe ea nu prea o ajută fizicul. Am înțeles, așadar pe vremea fiicei n-a plouat atât de mult ca pe vremea tatălui. Dar cine știe, poate vine cea micuță din urmă ca să urmeze meseria tatălui. Dacă nu, știți ce ar trebui să ia de la dumneavoastră? Integritatea de care vorbeam mai devreme și ambiția. Și indiferent ce își vor alege, cu siguranță vor avea succes. Că despre asta, și cred că aia 7 ani de acasă i-ați oferit fix cum trebuie. Am eu așa impresia. Să sperăm. Așa că... Eu n-am nicio urmă de îndoială și chiar mă bucur pentru dumneavoastră. Uite ce s-a întâmplat. Un tată foarte puternic, așa, are două fete pe care le lasă să-și aleagă. Așa este cel mai bine, nu? Da. Fără doar și poate trebuie să le permitem copiilor să-și aleagă. Voiam să vă întreb, dacă în societatea de astăzi, cu micile ei derapaje, vi se pare că prestanța polițistului are de suferit sau că omul nu-l mai vede pe polițist cu aceiași ochi și cu atâta respect cu care îl vedea mai de mult în urmă cu câțiva ani? Într-adevăr. Nu cred că au fost cazuri la Buzău referitoare unde polițiștii să fie, mă refer la cazurile de ultraj. Cam aici ați vrut dumneavoastră să aduceți discuția. Da, pe de o parte, pe de altă parte la o impresie generală asupra polițistului. Feedback-ul trebuie să-l aveți dumneavoastră, pentru că noi ca și polițiști, atunci când aplicăm legea, cetățeanul nu este... Nu are cum să nu vă respecte, nu? Nu are cum să nu ne respecte și atunci societatea civilă mai degrabă vă răspunde dumneavoastră cum îi vede pe polițiști decât noi să avem Mie un feedback. Mie mi se pare că oamenii partea... și-au pierdut ușor respectul pentru foarte multe meserii, pentru profesori, pentru doctori și pentru polițiști și pentru oameni stâlpi ai societății, așa cum îi numeam mai devreme. Domnul Perșinar, vreau să o și opinia dumneavoastră și după aia gata, terminăm cu emisiunea și ați scăpat. Credeți că vă priveau oamenii cu mai mult respect acum 10-15 ani decât astăzi? Nu știu ce să vă spun. Nu știu dacă ne priveau cu mai mult respect. Poate că era, având în vedere vremurile trecute, puțin mai multă frică, dar respect mai mult nu cred. Respectul e același. Și consider că respectul e reciproc. Ca să fii respectat ca polițist, trebuie în primul rând să știi să respecti pe cel cu care dialoghezi. Și respectul, așa cum spune zicala, dacă impui respect, se plătește, nu? Cu aceeași monedă, da. Respectul se câștigă. Dragilor, ați câștigat respectul într-o zi ca asta. Vă spun încă o dată la mulți ani. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Felicitări, domnul Perșinaru, polițistul de onoare al Buzăului nostru. Să fiți sănătos, să faceți meseria cu aceeași dăruire în continuare. Domnul Mihalache, mulțumesc pentru prezență. Mulțumim și noi și noastră și tuturor buzăienilor că sunt alături de noi în fiecare zi. Să le spuneți la mulți ani colegilor din partea echipei TV Buzău. Dragi telespectatori, sunt convinsă că undeva pe buzele dumneavoastră a existat așa cuvântul la mulți ani poliției române și la mulți ani, dragi polițiști buzoieni. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ne vom revedea luni seara la ora 18. Până atunci însă rămâneți alături de noi pentru că urmează jurnalul TV Buzău prezentat de colega mea Maria Stroie. O seară minunată, un weekend minunat să aveți. La revedere!